Salut și bine am găsit la un nou episod de Rocket League. Iar înainte să începem acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like și voi continua. Iar înainte să începem episodul propriu zis, vreau să vă prezint noile mașini pe care cei de la Rocket League le-au adăugat în update-ul nou. Asta este un... Mie nu prea îmi place mașina asta. Părerea mea, acum dacă o să vedeți următoarele mașini, eu cred că o să vă schimbați părerea. Cam așa arată cu stickere, dacă vreți să vedeți varianta, puteți să da pauză efectiv pe video și puteți vedea. Bun, asta e a doua mașină pe care eu o îndrăgesc foarte, foarte mult și chiar mi-aș dori eu să o am, să mă pot distra cu ea, să mă joc. Cam așa arată cu toate stickerele ei. Așa, aici mașina rachetă arată cam așa. Arată genial după mine, deci cum au optimizat tot cei de la Rocket League, au fost geniali. Cam așa arată cu toate stickerele, puneți voi pauză și vedeți cum arată cu fiecare, pentru că eu am stat mai puțin să vă arăt. Și ultima mașină este una tank. Tank pentru că este o dubiță. Această dubiță o puteți folosi mai tot timpul. E și faină ca model și este foarte, foarte bună. Deoarece nu se răstoarnă. Este foarte greu de răsturnat pentru că o vedeți și voi, este foarte mare și se ține pe picioare, efectiv, știi? Și chestia asta o ajută foarte, foarte mult să se țină, să se țină cu roțile pe asfalt, pe teren, să zic așa. Bun, acum ne caută, uite, ne-a găsit un match. Cred că ne-a luat de la zero, dacă nu mă înșel. Și mi-aș și dori, da, mai bine. Ce ați auzit la începutul videoului a fost asta, o sticlă de-a mea de cola, bineînțeles. Hai că am reușit să o duc în partea asta. Poate și reușim să dăm un gol dacă ar și fi venit ăia și n-ar fi stat ca niște mămâni acolo. Oh my god. Aici. Uite, ala avea mașină de la modul nou, cred. Sau mi s-a părut mie. Oh my god, puteam să mă duc acolo mai frumos. Mai puteam, bineînțeles. Niciodată nu pot să fac chestii. Oh, am crezut că sare, nu știu, diferit și pot să îi iau. Hai frate! Măcar să-ți preperez după o minge. Oh my god, fugiți, 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 fugiți! Hai, 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 hai! Ăla stă portar la ei. Pleacă mă de aici. Aia e mașina nouă din DLC. N-am văzut. Sau nici nu m-am uitat eu atent. Dă-i. Așa. Hai mă. Și noi fix în portar. Na, nu sunt bun la sărit după mingi. Aaa, a avut ăla speed și a sărit după ea. Hai, hai, hai. Bine așa, bravo. Opa, stai, m-a aruncat ăla o groază. What the fuck? Oh my god. Am avut o șansă extraordinară acolo. Încercați să mă arunc după ea, dar n-am reușit și am crezut că ăștia dau gol, dar nu au dat nimic. Oh my god, stai. Stai, nu mă rostogoli. Oh, e
Yes, n-am sărit și-o bine acolo și am crezut că gata, gol. Hai frate, nu mă lasă și pe mine. Hai că se poate. Yay. Hai că am reușit. Echipele oricum sunt destul de balansate. Cred că ăla ce... Bă, da, uite, știa să dea... Să treacă faza direct. Oh my god, asta l-ar mai trebui încă un gol. Hai că vine ăla, poate reușește... Oh, ce fază! Vai! Trebuie să mă fac comentator de jocuri pe Rocket League! Oh my god, du-te! Stau un pic ușurat, dar nu. N-am reușit să o apărăm pe asta. S-au dus foarte bine, în minutul 1 și 17 a reușit să dea gol. Oh my god, ce nebunie. Hai să vedem. Ăla e expert, ar trebui să știe. Oh my god. Se poate schimba scorul. Și s-a schimbat. Oh my god. Hai frate, mai trebuie să depunem un pic de efort. Ne-a dat așa două goluri. Dă-te. Of. No. Am crezut că e deja gol. Nu se poate, bă. Hai, frate. Ce, Doamne? I-am condus până acum, și acum în pauză. Pleacă. Nu. Oh, bravo. Axel, ce măcar acum bine. Oricum am pierdut. A fost un meș foarte stres, eu a fost bun. Uite, și știam că el are mașina din DLC. Ce fum verde, lasă fain. Eu am fost 3 pro, ne-am fost 2 și neba știe ce mai era ăla. Dar mă rog, hai să jucăm și o rundă de Hopes. Și apoi o să încheiem episodul. V-am arătat de... Da, bine am arătat. Mă asiguram. Aveți aici, uite, și un montaj cu mașinile noi, dacă vreți să le vedeți. Și da, hai să vedem. Oh my god, ăsta era început. O, oh, e bine, 1-0 pentru noi. Vezi cum se joacă. Vedeți? Turtle goal. Aia sunt din lateral, acum nu am ce face. Am învățat și eu să sar după aia cândva. Opa. Nu-i nimic. Opa.
Așa. Trebuie un pic mai tare să dau, dar am zis să nu dau peste. Să dau decent. Opa. Ăla-i. Ce? Winner bar? Ce? What the fuck? Oh. Aha, dăm din roți. E, vedeți cum se face? Au abandonat tipii, cred. E că au abandonat, ce era coș oricum. Că am vrut să nu dăm coș de ofticați și... probabil au ieșit sau ceva gen. Bun, păi cam asta a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți episoade în continuare de Rocket League și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!